Bun. El aici separă apele și spune, domnule, eu nu sunt stăpânul lor, fac ce vor, nu știu ce. Un antrenor căruia... Bun, deci dacă schimbarea asta ar fost făcută de antrenor în mod firesc, cum să spun, și după aia tu pleci și te duci pe tunel și după aia faci ce faci pe acolo sau ce au făcut ăștia de la Rapid, au luat bidoanele alea șuturi, băi, voi aveți o problemă cu mine. Voi, jucătorii, aveți o problemă cu mine, antrenor, pentru că mie nu-mi faci de-astea pe bancă. Circuri și... Că nu le-am prea văzut prin străinătate, eu n-am văzut circuri de genul ăsta. Ați văzut voi, cumva, pe vrunul, cine știe, cine ești tu, mă, să dai brown shoot-uri la bidoane și papo și... Păi nu, acceptă-ți, bă, soarta, de-aia antrenor să te schimbe. Tu arăți așa o nervă... Bine, e normal să fii nemulțumit că ieși de pe teren. Dar nu poți să ai comportamentul ăsta. Și nici la Daslavescu nu poți să te înjuri cu lumea din tribună, cu copilul ăla de mici, că ți-a aruncat-o, că nu ți-a aruncat-o. Deci preocuparea ta este în șicanarea aia. Culmea că ăia sunt... El e Constanțean. Ăia sunt Constanțean. Păi de-aia, de-aia l-au și atacat, că au considerat că, vezi, doamne, e trădător. Dar vezi, hai să vă spun e ceva. E trădător pe 1 milion de euro sau 900 de mic. Hai să vă spun cum sunt oamenii. Oamenii, cum să spun, când ești o valoare ca Florinel Coman, nu te mai, nu-l mai atacă. Aia, Coman e trădător. Coman tot trădător e, da? Ori, au jucat 20 de jucători. Băi, 20 de jucători au jucat de la... Fanii sunt ca fiarele, Florinel, simt sânge, simt unde-i slab. Înțelegi? De ce lui Coman nu-i mai zice nimeni nimic? Ține și de vârstă, de experiență. A dovedit Coman că nu-l mai interesează. Cum? E o diferență de vârstă între ei. L-au văzut crud. De-aia l-au atacat, știi? Bun. Eu vreau să vă spun un singur lucru despre Radu Slavescu. Faptul că el până la urmă a avut atitudinea asta, a plecat supărat la vestiar, s-a izolat în autocar, așa, mie îmi place că înseamnă că a avut orgoliu băiatul până la urmă și până la urmă. Da, nu e ok, mai înțeles că pleci frustrat. Da, până la urmă trebuie să-l înțelegem și pe Radu Slavescu, că e și el om, are și el orgoliu lui, are personalitatea lui. Dar faptul că s-a supărat, că s-a înfuriat, că s-a izolat, că aia, poate că cine știe, poate că e ok, poate va fi un debușeu pentru el și va reveni mai puternic. Pentru că este un lucru adevărat, oameni buni. Ce nu te omoară, te întărește. Și asta chiar este adevărat. Adică Radu Slavescu, vă dau un exemplu. Dacă pleacă mâine, nu știu, se duce la Poli Iași, de exemplu, da? Cu toată experiența și cu toate, cum să spun, toată presiunea pe care a resimțit-o la FCSB, pe Radu Slavescu pictează la Poliaș. Vă dați seama, după ce a ieșit din presiunea asta și din, cum să spun, iadul ăsta, cu ghilimele de rigoare, ca să zic așa, din nebunia asta și din faptul că e presiune și că trebuie să joci sub presiune. La orice echipă se duce Radu Slavescu, da, când pleacă de la FCSB, el va picta. De ce? Pentru că, până la urmă, această presiune îl va ajuta să se întărească și nu va mai fi impresionat cu ghilimele de rigoare de nimic. Și va fi un Radu Slavescu care poate să explodeze, că valoare are. E un băiat ok. Așa că depinde cum privești lucrurile. Poate că presiunea asta, pe mulți, a lui Gigi va întări. Da? E vorba aia, că fierul se călește și devine oțel doar la presiune. Plus că mai e ceva. Atenție, mai e încă un lucru foarte important, da? Să nu uităm un lucru totuși, apropo și de antrenori și de toți ăștia. Da, nu-i plăcut să ți se spună din lojă de acasă, bă, schimbă-l pe ăla, da? E neplăcut, da? Dar pe de altă parte, nu e niciun antrenor de la FCSB în ultimii ani, da? Adunați, care să nu fi plecat măcar pe 1 milion de euro după ce a avut în CV FCSB-ul. Deci da, Gigi. Ia, dați și dă. Și asta este adevărat, da? Ia și-ți dă. Pentru că ai CV-ul și toți au plecat pe cârcă de bani. Gâlcă pe cârcă de bani. Dică la un moment dat a plecat pe bani. Mulți, mă rog, după aia s-a întors foarte repede. Haralambus va pleca pe cârcă de bani. Olăroiu nu mai discut. Regencamp nu mai discut. Și vă mai dau alea. Toni Petrea și el a făcut bani într-o vreme. De ce? Pentru că FCSB-ul îți asigură un cec în alb, Mihai. Până la urmă, cu toate problemele care sunt. Haralambus de ce să plece? Ei, nu, dacă va pleca. Nu pleacă, spun eu. Eu mai vorbesc cu el, da? Stă pe 5.000 aici, o să-i facă 7. Sau 10. Pe 5.000 înțeleg care Haralambus. Crezi că e vreo bucurie să întoarcă în Cipriu? Eu face 8. Crezi că e vreo bucurie să întoarcă în Cipriu? Eu nu cred. Eu cred că Haralambus se simte foarte bine aici. Și fericit. Să și vede... modul lui de comportament pe fața lui, că e bine aici. Stai puțin, Mihai. Și revenind la un subiect, stai așa, că pe urmă întoarcem. Băi, voi nu v-ați gândit că poate lui Radu Slavescu i s-a făcut un bine că a fost schimbat în minutul 30. De ce?
Gândiți-vă la un scenariu absolut posibil. Cu el în teren să fi pierdut meciul și jucând așa cum a jucat. Ce s-a întâmplat? Bine, pe el oricum îl locuia cu Octavian la un moment dat. Nu știu. Poți să și pierzi meciuri cu oricine în teren. Păi, și atunci, poți să și pierzi meciuri. Ce însă... s-a întâmplat? Acum se estompează din ce a spus Horia până acum și inima care i-a dat-o. Că, bă, Mihai, la televizor să... tu ai fost pe stadion. La televizor, mă, se vede al naibii de urât când copil trebuie, spune ce trebuie spune. Noi să facem? Trebuie să-l și susținem. Trebuie totul să susținem fotbaliștii tineri. Dar trebuie să susțină și el. Și sfatul meu pentru el este, la ora actuală, el are nevoie să joace. La Steaua e foarte greu. El are și un post atât de greu încât nu-ți dai seama. Care-i postul? Zici și mie, că nu mi-am dat seama până acum. 10. Nu mai există ăștia, terminați-vă cu numărul 10, ăla nu mai există, e Messi la Miami. Atunci nu mai e și mai greu, că postul lui nu e mai există. Messi n-a fost niciodată. Deci Messi e 11, nu știu ce Înțelegi? Orice. Deci ce să mai închidem subiectul, să-l lăsăm să-și lumege supărarea, să-l vedem etapa următoare sau peste două etape, cum să vină mult mai puternic. Să ne dea el o palmă peste față pentru o prestație extraordinară.